ding dong, ding, them bells are playing loud and clear. Dong, ding dong, they're saying it's that time of year. For dreams of snow and stolen kisses neath the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Yuletide carol choirs, angels in the snow. Chestnuts open fires, rides from long ago. Hark the herald, all ye faithful, golden days of yore. Listen to the same old songs a thousand times and more. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Salutare, dragilor, și bine ați venit la ultimul vlogmas. Este deja seară când încep acest vlogmas. Ne apucăm să împachetăm cadourile pentru că, din păcate, n-am avut timp și a rămas toată treaba asta pe ultima 100 de metri. Împachetăm cadourile și plecăm la părinții mei, unde în fiecare an deschidem cadouri. Fiecare cumpără cadou pentru fiecare, cam așa e la noi în familie. Și am zis să trec așa puțin prin cadouri, să vă arăt ce am cumpărat noi în principiu pentru cei dragi, să spun așa. Și să vă arăt așa cât de cât, pentru că o să fac eu ceva clip special, poate după, cum fac de fiecare dată. Avem aici mai multe cutii pentru Filip. Am cumpărat o mașinuță dintre acestea cu telecomandă. Sper să-i placă, sper să-i placă, chiar sper să-i placă, părea foarte entuziasmat așa de idee. Și am cumpărat și noi una pentru tata, pentru Rare și pentru Sebastian. Băiet, Rare și-a vrut cizme dintre acestea, a zis că o cumpără și pentru tata și am cumpărat și pentru Sebastian. Sunt cizme pentru lucru, nu sunt elegante sau mai știu eu cum, dar sunt utile. Noi mergem pe cadouri utile, cel puțin așa încercăm și imediat ne apucăm să le și împachetăm. Aici avem un paltonaș care este din partea lui Rare și pentru mine. L-am probat, deci știu ce, despre ce este vorba. Aici am câteva bluzițe pentru Andreea. Ea și le-a comandat și eu le-am plătit, dar au venit la mine și am să-i le împachetez, să-i le pun frumos, frumușel într-o cutiuță. Arată cam așa primul puleraș, foarte frumos. Toate sunt în mărimea XS. Să le pun acolo. Acesta este cel de-al doilea. Are așa niște... Materialul e foarte frumos și modelul îmi place mult. Și niște firișoare așa sclipicioase. Nu știu dacă se văd pe cameră, dar are ceva sclipici bluzița. Foarte frumoasă și îmi place mult și culoarea și materialul. Și aici este ultima bluziță, care este super, super frumoasă, superbă. Este superbă, superbă. Îmi place mult gulerașul acesta și cam așa. Este alb, foarte frumos. Și aceasta a fost 90 de lei. Sora mea și le-a comandat, eu i le-am plătit și acum o să le punem în cadou. Noi deja am cumpărat niște cadouri pe care le-am împachetat. Am cumpărat două stații de călcat. Una i-am cumpărat-o Andrei pentru ea și una mi-a cumpărat-o Rare și mie. Și cele două sunt deja împachetate. Pentru Filip am cumpărat o lampă de la Ikea. În formă de hamsterul acesta sau ce-o fi el, cred că hamster este. Și o să vi-o arătăm mai în detaliu, dar am zis că trebuie să le și împachetăm. Aici avem un ghiozdănel pe care l-am cumpărat pentru nepoțelul nostru Darius și o să-i dăm și lui mâine cadoul. Așa că de asta filmez acum, ca pentru că toată lumea o să vadă, o să punem mai târziu vlogul de mâine și nu o să fie o problemă în a arăta cadourile. Pentru nepoțelul nostru am luat acest ghiozdănel, după cum spuneam, și înăuntru avem o pijamăluță. Pijamăluța pentru Darius. Arată cam așa, e foarte drăguță, mi-a plăcut super mult, aș vrea să iau și lui Filip, dar nu aveau mărimea lui.
Aceasta este în mărimea 86 și foarte frumoasă. Așa. Și am luat și un set dintre acesta cu farfurie, castronel, linguriță, furculiță și pahar. Foarte frumos este, chiar mi-a plăcut super mult și Filip când l-a văzut a zis că îl vrea el, că toate jucăriile când nu sunt ale lui sau orice ar fi, atunci parcă e mai interesant. Așa, și asta am luat pentru Darius, Darius încă e micuț. Pentru Filip am luat și pentru el două pijamăluțe cu mașinuțe, tot de pe Sinsei, mi-au venit ieri sau alaltăieri lucrușoarele cu mașinuțe. Dar i-am cumpărat și o lenjerie de pat, tot cu mașinuțe și e super frumoasă și aceasta e luată din Ikea, de pe Ikea, că am dat comandă acum ceva timp, cred că știți că v-ați uitat în mare parte la... am arătat atunci. Aici avem hârtiile de împachetat cadouri, nici nu mai știu, aici e cafeaua lui Rareș pe care mi-am luat-o. Cafeaua lui Rareș ce mi-a luat-o mie și o să o împachetăm. Pentru Rareș eu am comandat ceva super frumos și a văzut deja când n-am putut să-mi arăt. Cam acesta este cadoul nostru pentru Rareș. I-am comandat un portofel și o curea. Mi se par super frumoase, super elegante și au venit așa într-o cutie de catifia. Chiar arată foarte bine. Îmi place și cum au venit, cum a venit comanda noastră foarte frumos. Ambalată și împachetată. Am să îi pun, să-i ambalez lui cadoul. Aici nu mai știu, nici nu mai știu sincer ce avem, pe unde avem. Aici avem pentru Sebastian o bluziță. Foarte frumoasă, maro. Cam așa. Și am cumpărat și un set dintre acesta Old Spice. Așa, și mai am aici o pereche de pantaloni pentru tata. O pereche de blugi pentru tata. Și i-am luat și lui un set Old Spice, dar nu mai știu pe unde mai e. Aici. Am luat și pentru Sebastian și am luat și pentru tata câte un set. Noi mai avem un nepoțel mai mărișor, de 6 anișori. Și am cumpărat și pentru el o pijamăluță, dintre aceea pufoasă, foarte faină e, îmi place super mult. Și modelul e așa, cu niște animăluțe. Și am mai cumpărat o de papucei dintre aceștia de casă, în mărimea 31, super frumoși și ei, și festivi așa. Și am luat și o pereche de șosete. O pereche de șosete cu Spider-Man și ceva dulce, dar nu știu unde am dus dulciuri. Am luat o ciocolată și o cutie, o punguță cu M&M's. Aici am pentru mama o vopsea de păr de la L'Oreal. Mi-am cumpărat-o ei. Tot pentru mama am cumpărat și această bluziță, acest cardigan care e lung și l-am probat eu. Și mi-a plăcut super, super mult. Știu că mama poartă haine în genul acesta, să fie așa de ceva de luat pe deasupra. Și m-am gândit să eu iau așa, sper să-i placă. Nu știu dacă îi place culoarea neapărat, dar aveau pe alb, pe roz, pe crem. Și am zis să iau ceva un pic mai închis. Nici negru n-am vrut să iau, dar nici alb. Aici mai avem șosete. Asta am găsit dulciurile de care vă spuneam. Astea sunt pentru împachetat cadourile. Șosete am luat, noi în fiecare an luăm șosete pentru toată lumea. Așa. Pentru mama, pentru Andreea, pentru mama, pentru Sebastian și pentru tata. Și acesta este pentru Rareș. Foarte multe lucruri, s-a venit împachetat, dar asta este. Aici mai am ceva pentru Filip. O pereche de papucei. În mărimea 24, sper, 23-24, sper să-i vină, era singura pereche. Și mi-au plăcut foarte mult, sunt foarte drăguți. Mai am ceva pentru Filip, ce trebuie să ajung, trebuie să aduc de dincolo, că am uitat să aduc, să împachetăm. Aici am pentru mama de la Ikea un set de 12 farfurii dintre acelea albe. Nu le-am mai desfăcut, le-am lăsat direct așa, nici măcar n-am mai umblat la ele.
Iar aici mai avem pentru mama, i-am luat așa un set dintre acesta cu mănușă și suport pentru farfurie și am luat pentru părinții mei câte o pernă mai calitativă față de ce aveau ei. Eu sper să le fie de folos, știu că aveau nevoie și de asta am cumpărat. Bun. Aici avem stațiile de călcat, deja împachetate, v-am spus, una pentru mine și una pentru sora mea. Avem aici câteva lucrușoare de pus în cutii, să vedem care cum. Și mai avem așa, i-am luat mamei un aranjament dintre acesta pentru pus pe masă, care arată cam așa. Și aici are un burețel dintre acela ca să nu se usuce bradul nostru. Și pentru Filip mai avem această cărticică. Nu i-am mai luat nimic dulce, pentru că dulce sunt sigur că o să mai primească de la ei mei. A tot mâncat, a tot primit, mai avem și acum și de prin calendarele advent. Și nu i-am mai cumpărat nimic dulce. Oricum mai avem prin casă, avem o Kinder toată casa. O cărticică cu sunete, superbă. Dar o să vi-o arătăm când ne întoarcem acasă, că o să vi-o deprezinte Filip. Filip acum doarme. L-am pus un pic la somn ca să ne pregătim și noi, să împachetăm cadourile, să ne aranjăm și apoi plecăm spre părinții mei. Numai bine, ca să stea până mai târziu, trebuia să-l punem la somn. Vorbesc eu cu voi un pic mai târzișor ca să ne ocupăm de ce avem aici de împachetat. Dar în principiu cam astea ar fi cadourile pe care le-am cumpărat noi. Salutare, dragilor, și bine ați venit la ultimul vlogmas pe anul acesta. Este vineri seara, este ora 8 și noi acum plecăm spre părinții mei. Am terminat de împachetat cadourile, s-a trezit și Filip și ne pregătim să plecăm. Am făcut un duș, cât de cât așa ne-am aranjat, nu foarte extraordinar de nu știu cum, dar ne-am schimbat și ne pregătim acum să plecăm la ei mei, așa că noi vorbim după ce mă întorc, ca să mergem și așa e târziu, așa că ne auzim când mă întorc. Faci-ne mână lui moșu, l-ai văzut pe moșchii? Ding dong, ding dong, bells are playing. Noi am ajuns la ei mei. Ia uitați ce e aici de cadouri. Vai, sunt o grămadă, o mulțime de cadouri. For dreams of snow and stolen kisses need the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes of... Ia uite ce e aici. Cine a venit, Didi? Acolo tot, m-au dus acolo, cu Sania. Era cu Sania. Dar nu l-ai văzut în oraș acum? Nu era la noi acolo în cartier, nu ți-a făcut cu mâna, cum ți-a făcut? Ți-a făcut așa, Filip? Cu Sania? Ești fericit? Poftim? De la moșu. Da. Mhm. Ești curios? Ești... Dar stai puțin. Filip! Didi, dar ești curios de ce e acolo? Ești fericit? Da. Da, ție, da? Da, tăvitoare. Trebuie să-i dea și iepi. Stai să-i dea și iepi. Brăduț. Tu te-și dă-și lui mama aia îmbrățișare? Hai, du-te la toată lumea, hai. Unde te duci acum? La moș. Ia zi, Rudeia, tu pe... Cum îi zici tu, Rudeia? Ia zi, acum, ha? Dar eu zis, nu? Și la data ta, ia? Hai, nu poa și mă pui, mi-i chinchi eu. Hai, de pe așteaptă să... Acum, mami, da, mai ai, da, mami. Nu mami, pui. Măi, pută, dar e frumos, mai scumpă. Ia să nu mai dai piciorul, mă, ha? Te doar, faci ei, mă, sa, mă, da? E bun? Auzi, dar cum îi spui, e iubeț? I'm insane, it's Christmas time. Dum 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 dum.
plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, nu s-a acasă, boierii nu s-a acasă. Așa, nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Dom. Wow, dar pentru cine? Pentru Iebi, mașina aia? Are Iebi mașină? O desfacem acum? O desface tati? Mama, ai și baterii, mami! Le pui tu la gunoi? Ce frumos! Facă piciorul. Vai! Cine ți-a cumpărat? Ebi ți-a cumpărat? Și cum îi spui de Ebi pentru ei? Totuși, Ebi! Mami, dar ce papuce ai primit? Stai jos acolo și uite la cadou. Ia, ce are tataia acolo? Wow! Claudia. Și cadou mare are tataie. Stai aici la mama aia ca să te duc. Câți oflai? Tu câți încă au? Ce? De cât? Ia, sunt ca să tai. Ce ai, tataie? Cald, ia. Hai, tataie, ia. E de cald, tataie. Uite, uite, uite. Pentru cea mai bună soție, te iubesc! Foaaaaa! Ma... Faci o piruietă! Ia uite Didi ce-o primi, mama, ia uite! Îți place Didi? Mama, îți place? El treabă Didi! Ce-ți place? Îți place, nu, mama? Didi, ți-ați place? Curea de umăr. Trebuie să-l pupi tataia. Hai să-l pupi tataia. Privat. Mamă, ce mă scoate. Nu poți să vezi nimic, nu? Nu, nu. Nu te crezi. Asta e lui Lorena Popa? Vorbiți serios? Stai, stai să faci. Vai, mă uitam săptămâna asta la ea! Ce, uite pe care se simte! Știu că am văzut-o detaliată! Wow! Singing on this Christmas night, they are singing for you.
Ce-ai acolo? Un robot! Vino cu aici să vezi! Mami! Didi! Ia ce dansează! Ia! Ca Didi face! Tu cum dansezi? Ia dată! Cum dansezi tu? Ia! Mami, Didi! Place Didi! Place Didi! Bă, ce dansa? Hai, Didi! Noi am desfăcut cadourile. La televizor avem Home Alone și astăzi difuzează și 1, și 2, și 3. Eu nu am reușit să le văd anul acesta decât așa, foarte puțin, dar nu am reușit să le văd cum trebuie. Dar avem Home Alone în seara aceasta. Iar aici fac o salată Caesar cu parmezan, cu piept de pui, salată verde, am să fac și un dressing. Aici chifteluțele lui mama de pui, cele mai bune chifteluțe pe care eu le-am mâncat vreodată și pe care abia le aștept mereu și de Crăciun și în orice ocazie, pentru că sunt cele mai bune și să știți că niciodată nu o să-mi iasă la fel, pentru că au un gust și sunt așa într-un fel în care eu nu le pot face. Iar aici mama are borș de casă, carnea e separată, e fiartă separat și grăsimea aceasta e de la găină, e borș dintre aceea de găină. E super, super bun.
care se cere, Sfântul Doamne, pentru această hrană, binecuvintează, făurătoare corpului noastre, dă-le cu Doamne și celor care binecuvința, răspunțe pentru anul acesta care a fost cu noi aici. Amin. Amin. L-ai văzut și șervețele aia, mamaia? Da, și ea. Uite, șervețelul. Este jugurița, cum știți jugurița? Ia să văd, mamaia, cum? Poate Didi? Poate Didi singur? Dragilor, noi am ajuns acasă. Ne pregătim să mergem la Nani. Filip a cerut pijamăluța cea nouă. I-am pus-o cu un body oricum pe dedesubt. Ce pijamăluță ai, Didi? Vrei să faci Nani cu mami și cu tati în pat în noaptea asta? Da. Trebuie să ne punem la Nani, nu mai stăm la desene, bine? Hei, hei! Gata desene, da? Ce anume? Da, mami, dar vreau să ne culcăm că e foarte târziu. Dragilor, am ajuns acasă. Trebuie să fac încheierea vlogului, dar... Mă gândeam să vă arăt ce am primit noi, ce cadouri am primit. Am primit o mulțime de cadouri, atât noi cât și Filip, dar mai ales Filip a primit o mulțime de jucăriști. Te-ai pus acolo? Dar nu știu cum să fac, aș vrea să le filmez, pentru că mâine deja o să folosim din ele și nu vor mai fi la fel, doar că mi-este atât de somn, încât m-am gândit ca vlogmasul acesta 25 să intre... duminică, pentru că este deja vineri seara și vine noaptea. Iar eu nu mai vreau să mai editez, aș vrea să mă culc, doar că am o durere de măstia, pentru că de ce nu? Da. O să vedem dacă cumva mai filmez ceva, o să inserez. Dacă nu, atunci ne vedem în vlogul următor. Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu mine și în vlogmasul de anul acesta. Apreciez foarte mult și vă mulțumesc la fiecare persoană în parte care s-a uitat la fiecare vlogmas, care mi-a comentat, care mi-a dat un like, un dislike. Contează foarte, foarte mult să am această susținere din partea voastră. Vă mulțumesc tare mult! Sper că v-a plăcut și vlogmasul de anul acesta, am avut mai multe idei, dar la noi totul a fost așa spontan, ce s-a nimerit, ce am făcut într-o zi, aia v-am arătat. Așa că, dragilor, vă mulțumesc din tot sufletul, vă dorim sărbători fericite lângă cei dragi ai voștri, să fiți sănătoși, să aveți parte de tot ce vă doriți, sănătate, cei dragi ai voștri să fie și sănătoși. Și cam asta. Bună, bătă bună. Tu ești obosit rău. Filip e foarte obosit. Mulțumim tare mult, dragilor, că ați fost cu noi. Și v-am pupat cu moare. Dă un pup la copii, Didi. Tati, dă un pup la copii.
Este 3 fără 20, iar eu sunt la bucătărie, pentru că mă doare măseaua. Deci numai eu pot să le pățesc. Dar dacă tot sunt la bucătărie și mă doare măseaua, nici n-am apucat să mă mai arăt, am spus aici la bucătărie, fața de masă. Voiam să vă arăt din cadourile pe care le-am primit de la familie. Și am aici ceva ce am de la Andreea, de la sora mea. O cutie în care avem așa. O cărticică pentru mine și Filip. Nu înseamnă nu. Foarte frumoasă este. Opa. Foarte frumos ilustrată. Este o cărticică pe care să o citesc împreună cu Filip și o să vă arătăm. Noi oricum o să vă mai arătăm și vouă. Așa, mi-am mai cumpărat o carte care se numește așa. Cuvinte pe care să nu le spui niciodată copilului tău. Comunică cu blândețe. Și pe aceasta o să vi-o arăt mai încolo. Dau deoparte ceva ce îmi place atât de mult. Copilul meu are personalitate, înțelege-l și învață-l să-l liniștești. Așa, le pun aici. Am ring light-ul, de-asta am lumina asta așa de bună. Mai am aici o carte, nu știu exact dacă sunt de la Andreea toate sau dacă sunt de la mama și de la Andreea, pentru că știu că această carte, este de la e-mail și este o carte de colorat pentru adulți, pe care îmi doresc să o colorez chiar eu, adică nu cu Filip. Știu că e o activitate foarte relaxantă și interesantă. Iar aici, în această cutiuță, în mod normal, avem așa. Sora mea mi-a cumpărat această agenda a Lorenei Popa. Este agenda Lorenei Popa. Lorena Popa este o youtuberiță pe care eu urmăresc de foarte mulți ani. De fapt, de când eram copil, practic, pot să spun că o urmăresc. Este agenda ei, este un planner, lorenapopa.com, foarte bine organizată. Aici avem semnătura Lorenei și agenda este toată foarte bine structurată. M-am bucurat super mult să văd că mi-a comandat-o și mi-a cumpărat-o, pentru că eu, întâmplător sau nu, chiar zilele viitoare am văzut-o la Lorena pe TikTok, prezentată de ea, am văzut cum a ambalat-o, am văzut cum arată și când am văzut-o așa, mi-am dat seama că este agenda ei și m-am bucurat super mult, așa că aceasta era cutia aceasta, asta conținea. Să vedem dacă mai pot să le mai pun eu pe toate așa cum erau ele. Și să vă mai arăt ce am mai primit noi cadou. Am primit foarte multe cadouri. Și noi, dar și Filip. Hai, nu vă mai spun câte a primit Filip. Mai am aici tot de la Andreea și o lingerie de pat. Super, super drăguță. Abia aștept să o pun pe pat, să treacă perioada aceasta ca să pun și altfel de lingerii, pentru că perioada aceasta vreau să pun așa, doar dintre acestea tematice. Îmi place super, super, super mult. Și o lumânărică dintre aceasta decorativă, pe care nu am să o ard, pentru că am foarte multe dintre acestea pe care le folosesc deja. Pe aceasta am să o las să fie fix decorativă. Chiar este super, super frumoasă. Aici am cafeaua de la Rareș. Le-am luat așa aleatoriu pentru că le-am adus și noi acasă cum am putut. Și le-am pus pe unde am putut. Mai am aici încă 4 sortimente de cafea. Știți că o cutie deja am folosit-o. Aceasta este cu caramel și biscuiți. Aceasta este cu fructe de pădure. Interesant. Aceasta este caramel creme brulee, iar aceasta este
tot așa, cu caramel, cu ceva caramel. Și arată super, super bine. Foarte elegant, așa, cutiile de la Nespresso. Și abia aștept să le încerc, cel puțin pe aceasta chiar n-am idee cum e, cu fructe de pădure. Nu mă gândesc că o să aibă nu știu ce gust intens, dar oricum, sunt foarte curioasă. Pentru Rareș, de la sora mea și de la prietenul ei, un set dintre acesta cu parfum și deodorant. Stai să vedem dacă pot să-l și scot de aici. Care miroase foarte, foarte bine și arată super drăguț. Aici am o cutie, nu mai știu să vă mai spun de la cine și cum. Nu mai știu să vă mai spun, mă rog, tot de pe la e-mail, că doar de acolo au fost toate cadourile, dar nu mai știu. Mă rog, astea știți deja că sunt ale noastre, sunt cumpărate de noi. Abia aștept să le folosească Filip. Și lenjeria de pătuț e super frumoasă, super, dar oricum o să le mai vedeți voi la noi. Și aici avem niște cărticele. Una este așa, unele lucruri nu se schimbă niciodată și este Regatul de Gheață 2, practic este continuarea la prima parte din Frozen. Și arată cam așa, e super drăguț, abia aștept să citesc cu Filip și din ea. Așa, asta cred că e luată de Andreea, pentru că dacă nu cumva mi-o arătase la un moment dat și cred că e luată de ea. Povestea lui Pițiguș și alte 15 povești. Aceasta cred că e luată de mama. Ce frumos sunt ilustrate, ce culori frumoase au. Șoricica și șoricelul. Iar aici este carte de la noi pentru Filip, care e superbă. Doar un minut vă arăt din ea și după asta trec la următorul cadou. Bun. Deci cartea aceasta, treaba cu cartea aceasta este în felul următor. Aici pe spate avem on-off, o pornit-oprit. Noi am lăsat-o pornită, dar o să încerc să o țin oprită. Și conține 45 de sunete din jurul tău. Deci e atât de wow, pentru mine e wow. Stați așa. Pornim aici. Nu se aud foarte tare, vă dați seama. Dar este cumpărată de pe Elefant cartea, în cazul în care vă interesează. Deci e superbă, deci mi se pare atât de wow. Cum o să vi le mai arate Filip? Și nu animăluțele acestea sau pe ce apăsați aici, doar după ce apăsați aici pornesc. Foarte multe, deci sunt superbe, mi se par, nu știu, mie mi se pare o carte super wow, wow, adică chiar îmi place mult de tot. Aici pe șantier și aici muzică, ia să vedeți aici. Și aceasta este ultima pagină. Mi se pare așa de wow, chiar super frumoasă. Am să o opresc, oricum o să se termine bateriile. Dar sper să găsesc să îi le schimb. Văd că mai au aici cu 35 de sunete cu vehicule și 50 de sunete cu animale. Deci wow, chiar wow. Eu le pun pe toate pe aici. Tot de la ei, Filip a primit un ghiozdănel care e atât de frumos și așa de pufos și îmi place foarte mult și cum este și culoarea și tot. Și este personalizat cu numele lui, Filip Matei, și nu a venit gol. Are câteva lucrușoare și în el. Aici o cărticică, grădinița învăța alfabetul.
Aici este o carticică puzzle, tip puzzle, dar nu l-a desfăcut. Puzzle din lemn, este din lemn, dar nu l-am desfăcut încă. Și mai are pe aici niște dulciuri. Aici a avut un set de șosețele, de asta are eticheta. Niște dulciuri, o portocală, acolo șosețelele. Am desfăcut și am dat o pereche pentru că era rece. Niște mănuși. Deci e superb. Fai, deci e super, super frumos. Și are un material așa de frumos și de moale. Și o să-l luăm mâine la biserică când o să mergem. Și în buzunarul acesta mic avem aici o carte de vizită. Nici nu știam de unde au comandat. De la Păpușenia. Deci, wow! Am aici niște papucei atât de frumoși. Ia uitați aici ce papucei. Toată lumea a primit papuci dintre aceștia de casă. Dacă mai știți voi, la ziua mea am primit și eu o pereche. Chiar i-am în picioare. Și folosesc de când i-am primit. Și nu sunt chiar același model, dar sunt din același loc. Îi avem de la Sebastian. Nu știu, el îi cumpără de undeva de acolo, de la el. Dar uitați ce papucei a primit Filip. Deci mi se par atât de adorabil, doar că sunt un pic mărișori, dar cu siguranță dacă nu-i vin acum, în viitor o să-i vină așa de frumoși. Și i-au cumpărat și ghetuțe. Și anul trecut i-au cumpărat lui Filip ghetuțe și ghecuță și le-a folosit și anul acesta, pentru că și anul trecut le-au luat într-o mărime mai mare și anul acesta ca să-i vină și anul viitor. Sunt superbe și ghetuțele. Și aici este gecuța. Iar aici este gecuța, care nu știu cum o vedeți voi, dar stă atât de bine pe el, îi vine super. E o idee cam mare și gecuța, dar o să o vedeți pe Didi când o să o și probeze. Dar e super frumoasă și ea, deci e superbă. Superbă, superbă, superbă. Mai avem așa. Pentru mine 3 ceaiuri dintre acestea, 5 o'clock se numește brandul acesta. Și mi-a cumpărat și un, nu știu cum să-l numesc, un fel de termos, pentru că îl poți lua cu tine și atunci când pleci undeva se pune acolo ceaiul și poți să-l iei cu tine atunci când pleci undeva. Ceai de fructe pina colada. Ceai de fructe merișor și căpșuni. Ceai de fructe măr și scorțișoară. Și mai am aici 2 căni. Prima este așa. Este super, super frumoasă. Și cea de-a doua este așa. Dacă ne urmăriți, știți că i-am cumpărat și eu Corinei o astfel de căniță și am primit și eu una tot așa. Foarte frumoasă este. Opa! Și aici pentru Filip un roboțel dintre acestea care dansează, e superb. Nu-l mai pornesc acum pentru că totuși este 3:20 dimineața și Filip doarme. Dar o să-l mai vedeți voi la Filip. L-am și filmat puțin atunci când l-a primit. Dar e superb. Și aici mai are Filip un tractoraș cu câteva animăluțe în remorcă. Am umplut aici de cadouri, dar am zis să vi le arăt acum pentru că apoi o să le folosim, o să le purtăm și nu mai are rost atunci. Dacă acum sunt noi, am zis să le filmez dacă tot le am aici. Mi-a cumpărat mama un sandwich maker pentru că mi-a cumpărat și anul trecut unul, dar s-a rupt și mi-a cumpărat și anul acesta unul. Pe acesta o să-l vi-l mai arăt, nu-l mai desfac acum, dar este, mă bucur super mult pentru el și de el. Rareș a primit aici o bluziță dintre aceea de corp și ismănuțe. Așa, și o pereche de blugi, pantalonași, pe care i-a aprobat Rareș, deci știa de ei, i-a aprobat și îi vin foarte bine.
Aici în cutie mai avem, am primit eu șosete, o ciocolată cu cappuccino, cu latte macchiato, lampa lui Filip pe care o să vi-o arătăm noi când o să o și montăm, ca să o și vedeți. Acolo avem stația de călcat, de care v-am spus că mi-am cumpărat și eu și am luat și Andrei una. Ce mai avem aici? Setul acela lui Rareș, din format din portofel cu rea. Filip a primit de la e-mail această trusă. Super, el s-a bucurat atât de mult că poate și el să repare și are trusa lui, care arată așa. Și are și bormașină, are și ochelari, deci este... O să vedeți mai bine când o să vi-o arate Filip. Dar arată așa și este mare, da, și acolo sunt căștile mele, au căzut, le-am dat în greșeală eu jos. Na, bun. Și am să o las acolo, dar am vrut să vi-o arăt și pe ea, pentru că la fel, cu siguranță, Filip o să le împrăști pe toate prin casă și am vrut să vi-o arăt acum cât încă sunt toate aici, dar oricum o să vi le arătăm când o să o desfacă. A desfăcut-o, s-a uitat la ea, dar... Nu știu nici eu exact ce conține, dar e destul de bine. E destul de bine pusă la punct. Aici, mașinuța cu telecomandă care trebuie montată. Și ce mai avem aici? O lenjerie de pătuț. Hai să vi-o arăt. Vi-o arăt așa puțin, pentru că ea trebuie... Trebuie pusă pe pătuț ca să o vedeți. Este o lenjerie de pătuț cu Frozen, cu Olaf. Hai să văd cum să vă arăt asta. Cam așa arată. E super, super drăguță. O să o pun la spălat și o să-i o pun zilele viitoare la pătuț. Este super, Filipiei, vă dați seama. Fascinat. Doar că au fost foarte multe cadouri și... Când sunt așa de multe, el nu știe de care să se bucure și în care, la care să se uite. Aici mai avem așa, tot de la părinții mei am primit eu o perie dintre aceasta rotativă de la Roventa. Abia aștept să o folosesc și să vedem și cum este. O să vă detaliez eu atunci când o să o folosesc, dar am primit-o și pe ea. Și aici mai avem două lucrușoare, și anume o tigaie pe care am primit-o de la e-mail, dintre aceasta adâncă, super, mă bucur foarte mult de ea. Și aici Rareș a primit de la Andreea o pereche de ghetuțe, cu tot cu soluție dintre aceasta pentru încălțăminte și șosete. Iar ghetuțele arată cam așa și din nou... Rareș le-a probat, deci știe cum îi vin, sunt foarte frumoase. Hai să le duc la lumină să le vedeți mai bine. Cam așa arată. Sunt superbe, foarte frumoase sunt. Super, super frumoase. Mai avem aici trei puzzle-uri de lemn și gata. Unul așa și pe acestea am să le pun puțin, să nu le dau pe toate odată. Să fie așa date câte unul. Unul așa cu animăluțe și unul așa. Foarte drăguțe sunt toate, sunt superbe. Și cam acestea sunt cadourile noastre din anul acesta, de anul acesta. Noi suntem, wow, super, super impresionați, toate sunt superbe. Și cam asta ar fi și cu clipul acesta. Vreau să-l închid aici ca să nu-l mai lungesc, pentru că o să fie foarte lung. Iar noi, dragii noștri, ne vedem în vlogul următor, care o să fie, cred că, vlogul de Crăciun. Sper să filmez suficient cât să vă arăt și vouă ce și cum am mai făcut. Prăjiturile mâine vi le arăt, pentru că n-am reușit să fac nimic. În sensul că n-am reușit să le tai, să fac vreun platou de prăjituri. Iar aici avem sărmăluțele și tot la fel n-am reușit să vi le arăt, nu focalizează, dar aici avem ala cu sărmăluțe. Iar aici am o bucată de cozonac făcut de soacra mea, iam, 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 n-am apucat să mâncăm nici din el.